Hârtia are o istorie bogată și foarte colorată, motiv pentru care urmărirea evoluției sale de-a lungul istoriei oferă posibilitatea unei călătorii prin imaginația neobosită, creativitatea și spontaneitatea umanității. Datorită inventării acestui material atât de important în comunicarea scrisă, foarte multe descrieri ale lumii în care trăim, mărturii despre epoci de mult apuse, au putut fi transmise de-a lungul generațiilor. De la literatură până la crearea bancnotelor, de la exersarea scrisului până la printarea unei facturi online sau la tipărirea ziarelor și a revistelor, de la trimiterea unei scrisori până la ambalarea unui cadou, hârtia este încă vitală pentru organizarea economiei moderne și pentru manifestarea în diverse moduri a personalității umane. Înapoi la origini, Egipt, 3000 înainte de Hristos. Istoria hârtiei, invenție majoră pentru cultură și civilizație, începe cu peste 5000 de ani în urmă pe Valea Nilului, în Egipt. Acolo este locul în care înflorea planta care poartă numele de Siperous. Papirusul. Egiptenii tăiau fâșii foarte subțiri din această plantă pe care le înmuiau în apa muciroasă a Nilului și le așezau în straturi dispuse sub un anumit unghi pentru a forma un dreptunghi de dimensiunea unei mochete pe care o presau până când ajungea destul de subțire, după care o lăsau să se usuce la soare. După uscare, hârtia obținută era ideală pentru scris și pentru că era și foarte ușoară, deci se putea transporta fără mare efort, a devenit suportul preferat pentru scris al egiptenilor, grecilor și romanilor. Procesele asemănătoare cu cele aplicate de către egipteni puteau fi întâlnite și în zona Americii Centrale, în secolul al II-lea, la populația maiașă. În insulele din Pacific, hârtia era confecționată prin lovirea foarte puternică a unei scoarțe subțiri de copac de un buștean folosit pentru spălarea rufelor, dar calitatea era inferioară hârtiei egiptene. Părintele hârtiei moderne, Tsai Lun. Hârtia, așa cum este ea în perioada modernă, provine dintr-o altă sursă, China. Excavațiile arheologice ale mormintelor dinastiei Han au dezvăluit existența unor materiale din mătase care erau inscripționate cu texte ce aparțineau lui Lao Tzu, părintele taoismului. În anul 105, eunucul șef al împăratului Hoti, Tsai Lun, a experimentat cu diverse materiale și a rafinat procesul prin care fibrele erau macerate până când filamentele erau complet separate unele de celelalte. Aceste fibre individuale erau amestecate cu apă în diverse cantități. În pasul următor, în vasul cu apă era introdusă o sită care avea rolul de a ridica la suprafață filamentele individuale ale fibrelor. După uscare, fibrele întretăiate formau ceea ce noi astăzi numim hârtie. Abia în secolul al III-lea, secretul fabricării acestei componente esențiale a comunicării scrise a început să depășească granițele Chinei, inițial către Vietnam și apoi către Tibet. În Coreea, metoda a fost introdusă în secolul al IV-lea, iar în Japonia a început să se extindă în secolul al VI-lea. Călătoria către vest. De-a lungul anilor, secretul fabricării fostului papirus s-a răspândit din Asia către Nepal și India, dar adevărata evadare a avut loc în anul 751, în momentul în care dinastia Tang a intrat în război cu lumea islamică. În timpul bătăliei, războinicii islamului au capturat o caravană care era alcătuită și din câțiva fabricanți de hârtie, care au fost trimiși către Samarcand, oraș care a devenit un veritabil centru de fabricare și comercializare a hârtiei. În Europa s-a renunțat la folosirea papirusului încă din secolul al IX-lea, materialul preferat al artiștilor și al scriitorilor acelor vremuri fiind pergamentul. Cu toate acestea, pergamentul fabricat din piele de animal era un produs extrem de scump, estimându-se că pentru a scrie Biblia într-un singur exemplar a fost nevoie de piei la peste 300 de oi. Folosirea în mod curent a hârtiei în Europa a început în secolul al XV-lea, odată cu Johann Gutenberg, cel care a perfecționat tiparul și a și tipărit primul exemplar din Biblie în anul 1456, eveniment care marchează o adevărată revoluție în ceea ce privește comunicarea în masă prin intermediul textului scris, tipărit. Transformarea în industrie. Tehnologia necesară tipăririi s-a dezvoltat extrem de repede, consecința fiind că pe piață a existat o cerere din ce în ce mai mare în ceea ce privește achiziționarea de materie primă pentru tipar. Inițial, în Europa, prima hârtie a fost fabricată din bumbac reciclat și chiar din lână. Cu toate acestea, în curând, această sursă a devenit insuficientă, motiv pentru care au apărut tot felul de încercări de a găsi noi materiale de fabricație, ajungându-se până la propuneri morbide, reciclarea mumiilor egiptene pentru obținerea de pergament pentru împachetat.
Alte experimente au inclus fibre de paie, varză, cuiburi de viesp și, într-un final, lemnul, materialul care a făcut ca hârtia să fie un produs la îndemâna oricui. Producția pe scară largă. Creșterea cererii de hârtie de pe piață a fost atât de mare încât a dus la căutarea de soluții pentru a eficientiza rata de producție. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Nicolas Louis Robert a fost cel care a dezvoltat mașinăria capabilă să producă o hârtie de o lungime considerabilă, fără ca aceasta să se rupă. Mașina a fost perfecționată mai târziu de către Fournier și a devenit unealta perfectă pentru o lungă perioadă de timp, înlocuind munca manuală destul de înceată. La ora actuală, consumul de hârtie în lume a atins cote uluitoare, 89% din totalul producției reprezentând hârtia pentru scris, în orice formă și cea pentru ambalaj. Țările cu cel mai mare consum de hârtie sunt Belgia, 317 kg pe locuitor anual, Finlanda, 283 kg pe locuitor, Austria, Statele Unite ale Americii, Germania, etc. Tehnologiile moderne de comunicație nu numai că nu au dus la o diminuare a utilizării hârtiei, dimpotrivă, au determinat o creștere semnificativă, pentru că într-o lume copleșită de imagini fugitive, hârtia asigură perenitatea mesajului și a imaginii. Este clar că nu se poate vorbi de o abandonare a acestui material, ci de căutarea unor alternative de producere și reciclare a hârtiei, precum și de protejarea mediului pentru a nu secătui resursele naturale ale pământului.